Suntem prieteni, am venit în scopuri pașnice. Avem aici și poliția. Salutare, fraților! Bine v-am regăsit în episodul 2, unde o să o coborâm împreună de la stâna lui Bornei până la satul Slatina din comuna Nucșoara, județul Argeș. De cam buzuiet în țară aici, fraților, cu toate că nu mă așteptam. Da, o să parcurgem din nou cam 40 de km pe coborâre și o să coborâm în jur de 800 de metri. Haideți să ne luăm rămas bun de la acest peisaj și să-i dăm bătaie, fraților. Mamă, cum începe! Super accidentat! Dar bineînțeles că în curând o să avem drumul forestier pentru mașină, unde n-ai nicio treabă. Singura posibilă problemă sunt mașinile care o să ne întâlnim pe coborâre. Avem aici în stânga și stâna lui Bornei, stână pe care am prezentat-o în episodul 1. Destul de mișto, poate, cuța asta. Era ceva mai interesant traseul dacă am fi avut parte doar de astfel de potecă. Însă și drumul forestier este de preferat să mergem pe el. Mie unul îmi place să merg pe drumurile forestiere. Trecem peste acest podeț, peste râul Valarea. Și de acum începem să mergem pe drumul forestier, către comuna Nucșoara. Încă sunt foarte multe mașini parcate aici. Cel mai probabil ale oamenilor care au urcat către Moldoveanu. Altă viață la coborâre, pe partea de urcare am avut destul de mult de furcă, mai ales pentru că această urcare se întinde pe o distanță de 40 de km, iar partea puțin enervantă este că de multe ori urci și mai ai de coborât și tot așa. Deci o grămadă de altitudine o pierzi numai pe porțiunile acelea de coborâre. Este bine de știu că această stână a lui Bornei se află la o altitudine de aproximativ 1470 de metri. Destul de nasolă treaba cu mașinile astea care merg repede pe aici. Deci în curbe trebuie să ai grijă să încetinești, pentru că poate să vină unul de ăsta și te ia pe capotă de unde te vezi. N-am mai coborât de mult pe un drum forestier atât de bun, iar drumul acesta este aproape ca unul asfaltat, în sensul că am văzut că vin aici tot felul de mașini. Nu trebuie neapărat să ai un SUV sau ceva mai înalt. Este și un dezavantaj pentru cei care merg cu bicicleta, pentru că cel puțin în prima treime a acestei urcări ai de înghițit foarte mult praf. Este cam ora 6 acum, 6 seara. Suntem la începutul lunii august, în condițiile în care în București temperatura ajunge chiar și la 40 de grade. Aici pot să vă spun că la ora asta cred că sunt în jur de 17 grade. Am bluza asta lungă și chiar mi-este foarte frig. Îmi era dor să simt puțin frigul, după atâtea seri călduroase, zile călduroase. Este chiar binevenit această seară aici, pe această coborâre. Iată că l-am ajuns pe Cătălin. S-a răcorit aici la stână cu câteva beri și acum, după ce am tras amândoi la partea de urcare, bineînțeles că ne bucurăm de coborâre. Ce este interesant la acest traseu este că mereu mergi pe lângă râul Valea Rea. Este un lucru bun pentru că te și răcorești un pic, poate datorită acestei apei reci. Și pe de altă parte există și un alt avantaj, este faptul că nu poți să te abați de la traseu, pentru că mereu urmezi firul apei. Aici avem o coborâre puțin mai consistentă, în sensul că avem o înclinație de în jur de 10%. Și vă zic asta pentru că tocmai ce am trecut de un indicator care ne spunea asta. Deja aici râul Valea Rea a devenit mult mai lat. Atunci când ești la stâna lui Bornei, este doar un firicel de apă. Dar faptul că sunt multe alte brațe care vin aici, mici râulețe, fac acest râu principal să devină mult mai mare. Nici nu vreau să mă gândesc cum arată când plouă pe aici. Din nou o coborâre ceva mai abruptă. Încă n-am ajuns la părțile unde trebuie să și urcăm, însă părțile acelea sunt mai mult în a doua jumătate a coborârii. Iar acolo coborârea va fi și mult mai lină. Chiar dacă mergem mai mult prin pădure, faptul că avem acest râu în stânga face ca acest traseu să fie fenomenal. În sensul că, nu știu, parcă te face să te relaxezi auzind tot timpul apa curgând. Așa cum zice și Cătălin, parcă tocmai ce a venit un val de căldură. Însă ne bucurăm că de-abia ne aclimatizăm și noi. Suntem deja puțin înghețați, mai ales că am și coborât, iar viteza cu frigul nu prea se împacă destul de bine pentru noi. Cred că partea de coborâre o să traversăm o idee mai repede decât majoritatea mașinilor.
Ceea ce este bine pentru noi. Revin cu o completare. La strana lui Bornei erau 14 grade, dar abia acum avem 16 grade aici. Deci nu e de mirare că ne era foarte frig acolo. Foarte tare cascada aia. Sunt firele de apă care se varsă în acest râu mai mare. Pot să vă spun că dacă vreți o coborâre pe săturate, puteți alege cu încredere acest traseu. Bineînțeles, dacă îmi doriți ceva foarte tehnic, dar dacă vreți ceva de relaxare, să ieșiți la aer curat, să stați poate cu izoprenul acolo pe iarbă, la stână, este un traseu numai bun. Ce mi s-a mai părut așa ciudat la stâna lui Bornei e că, fraților, foarte, foarte mulți sunt țari. Deci așa ceva n-am mai văzut decât în anii trecuți în pădurea Băneasa. Efectiv, venea roiul pe tine și n-aveai scăpare. Chiar nu mă așteptam la asta, pentru că de fiecare dată când am fost la munte, n-am avut probleme cu țânțarii. Așa că este o idee bună dacă veniți pe aici, sau dacă o să mai vin și eu pe aici, să-mi iau o soluție anti-țânțar la mine. Pentru că efectiv nu puteai să stai să te relaxezi. Și iată că am ajuns din nou la lac și bineînțeles că am ajuns și la baraj. Deci n-am mai avea foarte mult de cobor de aici. Ce mult o tărime din traseu. Mi se pare foarte tare gardul ăsta construit aici în zona barajului. Iar dacă doriți să vizitați barajul, aveți aici imediat în stânga un drum și puteți să mergeți direct pe baraj. În dreapta avem un drum de taf. Ne luăm pe aici prin stânga și începem să ajungem în zona prăvuită. Avem aici și poliția. Probabil vin să mai verifice exploatările de lemn. Nu știu dacă ei se ocupă și de partea cu râul, cu pescarii de aici. Pentru că am văzut că este o condiție, poți să pescuiești dacă ai permis de pescuit, însă trebuie să eliberezi peștele. Dacă ești prins că ai luat peștele, îți suspendă permisul de pescuit și primești și o amendă destul de consistentă. Aici intrăm într-o poieniță, locuri unde de obicei oamenii vin să campeze, să facă un grătar, să stea la iarbă verde. Acum văd că au dispărut, pentru că bineînțeles este duminică seara, iar cei mai mulți se pregătesc pentru mâine, pentru ziua de muncă. Cam asta e treaba nasoală pe aici. Sunt tot felul de nețiziți care fac aproape din adin să facă praf, să ridice praful. Și n-ai cu cine să te înțelegi. Iată cine ne întâmpină aici. Doi căței, dornici să alerge niște roți. Sunt de aici, de la curtea asta. Suntem prieteni, am venit în scopuri pașnice. A fost de treabă tipul ăsta cu mașina, când a văzut cei doi câini din spatele nostru. Chiar s-au băgat în fața câinilor, ca să înceteze să ne mai alerge. Și iată, fraților, pentru că am ajuns la asfalt, asta înseamnă că tura noastră se apropie de sfârșit. Am cam terminat coborârea de pe Valea Rea. Sper că v-a plăcut tura asta, cu toate că peisajele n-au fost unele senzaționale. Dar e bine de știu dacă vreți să faceți acest traseu, că este destul de ok. În afară de partea cu praful. Deci recomand să faceți această tură în mod special în timpul săptămânii sau poate după ce ați auzit că a plouat în zonă, să fi dat o ploaie care să fi muiat acest praf. Altfel eu zic că nu merită să faceți această tură. Dar dacă n-ar fi problema cu praful, aș putea să zic că este jos pălăria. Așa că ce să vă spun mai multe decât să ne revedem data viitoare în următorul episod. Salutare!